Bună ziua și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Astăzi salutăm prezența în studio a domnului Fadei Nagacevski, avocat. Bună seara și bine ați venit. A domnului Roman Mihăieș, analist politic, bine ați venit la Reflector Analitic. Și Nicolae Pascaru, președintele Mișcării de Tineret Voievod. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Stimații telespectatori, pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre decizia Curții Constituționale, care a stabilit că limba rusă nu va mai avea statut de limbă de comunicare. Aceste aspecte, dar și altele ce vizează, de fapt, decizia Curții Constituționale, vom încerca să le abordăm în cadrul emisiunii de astăzi. Domnule Mihăieș, vreau să încep această emisiune prin a vă afla punctul de vedere. Din anii 1990, problema limbii și problema utilizării ei în instituțiile statului a fost discutată la cele mai înalte foruri. Vreau să aflu poziția dumneavoastră. Da, decizia în anul 1989, da, la 31 august, a fost adoptată legea privind statutul limbilor vorbite în RSSM. Da, și dacă e să... A fost adoptată în vigoare pe 1 septembrie în acel an. Și atunci, în anii respectivi, Mișcarea de Emancipare Națională și Democrația din Moldova a început anume cu subiectul limbilor, pentru că limba moldovenească sau română, spuneți-i cum doriți, era cenușăreasă la dânsa acasă. Da. Eu când am venit în 86 la Chișinău, la Institutul Pedagogic Ion Creangă, puține locuri unde puteai să înveți în limba ta natală, după școală, în Chișinău. De obicei, toate instituțiile erau în limba rusă, erau numai câteva facultăți în limba de stat, care cum ai de stat, atunci de fapt era limba rusă. Și în mod normal a apărut o mișcare națională, care unul dintre obiective a fost ca limba moldovenească sau română să fie limba principală. Dar s-a făcut un compromis atunci foarte important. Deoarece era o recesie și Republica Moldova era o Republică Unională, s-a stabilit că limba de stat este limba moldovenească în baza grafiei latine, însă limba rusă a primit statut de limbă de comunicare interietnică. Și atât de aici toate discuțiile, pentru că în cadrul RSS asta era o politică care era impusă de la Moscova, de la centru și era și Parlamentul local moldovenesc atunci a acceptat chestia asta. Acum ce se întâmplă? Toate legislațiile de până la 91, 27 august, ziua când s-a adoptat independența, practic e caducă. Trebuie adoptate legi noi. Și una dintre restanțele legislative era tocmai legea privind limbile vorbite, care trebuie acordată la realitățile noastre. Da. Dintr-un stat nou, independent, democratic. Și astfel, Curtea Constituțională a stabilit că legea respectivă de drept nu mai funcționează. Nu văd nimic grav în chestia asta. Acum trebuie să ne așezăm cu toții și într-un mod foarte pașnic, într-un mod foarte calm, să elaborăm o nouă lege, pentru că așa cere Constituția. În articolul 13 din Constituția Republicii Moldova ce scrie? Limba moldovenească, în baza grafiei latine, este limba de stat. Legea, iar respectivul domeniu se reglementează în baza unei legi organice. Deci Parlamentul este obligat acum, toate fracțiunile și toți deputații, să se așeze la o masă de discuții cu experții, să elaboreze o nouă lege privind limbile vorbite în Republica Moldova. Eu sper că se va găsi un consens pe marginea acestui subiect cu o mențiune importantă. Ar fi bine ca Republica Moldova să ratifice este un instrument foarte important, o carte europeană privind limbile minoritare și regionale, astfel cât limba rusă, ucraineană și găgăuză și bulgară să primească statut de limbi regionale în localitățile în care vorbitorii acestei limbi sunt un număr important de locuitori. Preponderent. Pe când limba rusă să fie folosită punctual acolo unde este populația respectivă care vorbește limba rusă, iar limba română să fie un program de stat. Pentru că eu aud multe critici de la rusofoni că ei nu au posibilitatea să învețe bine limba română pentru că statul nu se ocupă cu chestia asta în mod serios. Sunt de acord. Trebuie de făcut o agenție specială, cel puțin pe 10 ani să dăm bani bugetari, astfel încât minoritarii și copiilor să aibă posibilitatea să învețe limba română ani la rând, că nu e o limbă simplă de învățat, trebuie un an sau doi să înveți. Și asta ar fi să aflăm și punctul de vedere a domnului Pascaru. Domn Pascaru, problema limbilor, ziceam că a existat întotdeauna. Iată, anul 2018 culminează, de fapt, cu această decizie a Curții Constituționale și unii ar putea zice, Republica Moldova este un stat multietnic. De ce s-a mers pe această idee și cum calificați, de fapt, decizia? În părerea mea, nu este o problemă a limbilor, este o problemă a minților bolnave. Clar că noi trebuie toți cunoaștem limba moldovenească, trăim în Republica Moldova.
Dar este bine să mai cunoaștem și alte limbi, inclusiv și limba rusă, limba engleză. Din păcate, nu toți căgăuzii bulgari care trăiesc la noi cunoască limba engleză și mare parte, așa s-o, e situația, cunosc mai mult rusa. Dacă noi putem să ne înțelegem cu ei în limba rusă, în limba moldovenească, este un lucru foarte bun. Dar întrebarea este mai serioasă decât ne închipuim noi, pentru că, uitați-vă, un partid care are încredere de un procent în societate, vine cu așa inițiativă față de Curtea Constituțională. Aceasta este o mare provocare și joacă rolul din sistemul ăsta, de război ăsta informațional a Occidentului împotriva Rusiei. Pentru că noi vedem, nu numai la noi în Republica Moldova, dar și în Azerbaijan, și în Georgia, și în Armenia, și în toate statele care CSI, fosta Uniune Sovietică, se înșearcă și scoate din utilizare limba rusă, pentru că lumea nu se înțeleagă între ei. Acum sunt generații, noi, care nu cunosc limba rusă. Ei nu poate să înțeleagă cu georgianul, cu celă din Armenia, cu belorusul, pentru că ori în engleză te înțelegi, ori nu te înțelegi deloc. Occidentul are o frică mare ca Uniunea Sovietică să nu se restabilească, pentru că asta era o putere globală. Și văzând că Putin acum merge înainte cu strategiile sale și mai înaintează și în țările astea care sunt și impune influența sa, ei stem Statele Unite și Uniunea Europeană și deși încearcă prin puterile noastre politice, naționale, care sunt slabe, noi nu avem suveranitate de plină să hotărâm problemele la noi acasă, dar ascultă americani, ascultă și ei și încearcă să interzice. Noi nu trebuie să interzicem, pentru că elementar, problema nu este limba rusă, problema este pensiile joase, problema este leafa joasă, problema este traiul acesta prost care este la noi și lumea pleacă din țară. Noi dacă acum prin problemele astea din limba rusă începem iară să mai provocăm Rusia, să mai provocăm minoritățile care trăiesc la noi în Republica Moldova, iar ne facem dușman pe ruși. Dacă acum să începe toamna, agricultorii noștri să vrei să ducă furii întregi în Moscova, în Sankt Petersburg, în Rusia. Și uitați-vă care e strategia la partidelor astea mici, să facă probleme președintelor, Partidul Socialiștilor, partidele care sunt pro-rusă și au legături bune cu Rusia. Pentru că la alegeri să zică, uitați, vedeți, rușurile închisele, nu au relații bune. Și aceasta este, din păcate, strategia partidelor care se gândesc că cât mai rău să facă pentru Moldova, pentru dânșii este mai bine. Dar noi trebuie cu toți să trăim bine. Da. Și cu americani, și cu europeni, și cu rușii. Cu toți, pentru că suntem o țară mică și noi nu trebuie să căutăm războaie cu ei. Domnule Nagacevski, anul 2018 a adus cu sine o discuție, unii ar putea o numi interminabilă, axată pe limbă, pe identitate și nu în ultimul rând, anul 2018 vine cu această lege iarăși controversată antipropagandă. Da? Respectiv, iată, avem și pe marginea acestei legi, Curtea Constituțională a zis că ea nu contravine, de fapt, Constituției. Haideți să facem un șir logic, să pornim de la această lege antipropagandă, să vorbim despre această inițiativă a celor 7 deputați PL și nemijlocit despre decizia Curții Constituționale care zice că limba rusă ar trebui să mai bată în retragere. Da. Pentru a răspunde, sau mai bine zis, pentru a înțelege esența hotărârilor Curții Constituționale pronunțate ieri de către înalta curte, noi trebuie să analizăm în primul rând contextul politic general din Republica Moldova, dar și cel european, ținând cont de faptul că noi încercăm să ne integrăm în Uniunea Europeană. Vedem dreapta este în criză de idei. Observăm că centru sau partidele de centru care se află astăzi la guvernare sunt obosite. În principiu, toate reformele pe care le-au inițiat eșuează. În condițiile date, ce se întâmplă? Puterea politică încearcă să revină la ideologie, adică pentru a promova poziția sa, ei încearcă să revină la ideologie. Care sunt pilonii de bază a ideologiei? Asta este națiunea, asta este limba, asta este religia. Observăm că datorită faptului că acești trei piloni sunt atacați și din dreapta și din stânga, cei ce duci la o anumită radicalizare a societății, centrul nu se poate folosi de acești trei piloni. Și atunci ei au inventat o găselniță, așa zisă, și au mers pe formula
superiorității rasiale. Se pare că da. Cineva s-a inspirat din Mein Kampf lui Hitler. Deci observăm că, dar pentru a merge pe ideea superiorității rasiale, trebuie să găsești o națiune pe care să o ataci și să demonstrezi că tu ești superior acestei națiuni. Deci în cazul dat este vorba de Rusia, sau mai bine zis de ruși, în raport cu moldovenii. Moldovenii am impresia că se pretind deja că sunt mai superiori decât rușii. Dar de ce au adoptat această strategie? Datorită faptului că, uite, și Uniunea Europeană merge pe aceeași poziție și s-au gândit moldovenii că cumva ar putea să adere la această strategie a Uniunii Europene și probabil ar putea să-și asaneze situația și să se mențină la putere. Adică partidele politice de centru vor încerca să se mențină la putere datorită acestei ideologii care este da. În principiu inspirată din Uniunea Europeană. Fiindcă criza partidelor de dreapta și de centru nu este doar în Republica Moldova, ea se vede chiar și în cadrul Uniunii Europene. Astăzi neoliberalismul în principiu eșuează. În contextul dat, revenim deja la hotărârile Curții Constituționale. Dacă este să ne uităm peste hotărârile Curții Constituționale, ele ar trebui să aibă un substrat politico-juridic, fiindcă însăși Curtea Constituțională declară că ea este o instituție politico-juridică. Adică partea politică presupune că toate instituțiile statului trebuie să urmeze logica puterii sau logica impusă de către Parlament, iar partea juridică, cei ce ține de Curtea Constituțională, trebuie să urmărească ca toate puterile politice să nu iasă din cadrul constituțional. Și în cazul în care puterea politică deviază de la cadrul constituțional, prin prisma elementului juridic, Curtea Constituțională trebuie să-i reîncadreze, să-i readucă în cadrul constituțional. Spre regret, ultimele hotărâri ale Curții Constituționale tot mai mult sunt marcate doar de elementul politic, din ele lipsind elementul juridic atare, ceea ce duce spre... Scade credibilitatea acestei instituții. Scade credibilitatea, dar în același timp identitatea curții dispare și ea se delegitimează. Eu nu știu până unde va merge în alta curte cu respectivele interpretări, însă mie mi-e foarte greu să găsesc logica juridică a hotărârilor pe care le pronunță ea în ultima perioadă. Dacă este să ne referim la prevederile la legea antipropagandă, da. Logica este următoarea. Curtea a observat că legea se bazează pe o prezumție. Uite, în cadrul Uniunii Europene sau în cadrul statelor Consiliului Europei este da. O luptă antipropagandă și este prezumția că doar statele care sunt membre la Convenția Transfrontalieră, numai acele state produc emisiuni de calitate, emisiuni analitice și informativ-analitice de calitate, iar celelalte state probabil nu produc emisiuni de calitate. Cam asta este logica curții. Și curtea merge mai departe și spune, uite, dacă este prezumția asta, noi ar trebui să apelăm la prezumția asta și să mergem pe formula cu puterea politică o făcut corect, da. Deoarece noi dacă am merge pe analiza fiecărei emisiuni în parte, asta ar costa foarte mult statul și în același timp ar fi foarte multe litigii în instanță de judecată care ar duce la arbitrariu. Adică Curtea Constituțională spunând că datorită faptului că 3, 4, 10, 20 de emisiuni ar putea să aibă anumite elemente de propagandă, pe motivul ăsta noi trebuiește să suspendăm emisia tuturor știrilor, tuturor radiodifuzorilor sau mai bine zis emisiunilor informativ-analitice care vin din cadrul statelor care nu sunt membre la Convenția Transfrontalieră. După mine, logica asta este un pic deplasată și ea contravine esenții dreptul la libertate de exprimare, care este un drept fundamental și nu este un drept iluzoriu. Însă curtea, pe anumite prezumții, iluzorii, în principiu neglijează un drept fundamental. În plus, curtea mai spune un lucru destul de interesant, că uite, în cazul în care noi vom merge pe lupta asta cu fiecare misiune în parte, asta ar putea să coste statul bani. Păi da, democrație în general costă. Prespune nu este admisibil să limitezi un drept fundamental doar pentru faptul că ca să controlezi respectarea acestui drept fundamental, statul va fi obligat să suporte anumite cheltuieli. După cât știu eu, în instanța de judecată, partea care pierde procesul este obligată să suporte și cheltuielile. Adică trebuie să găsești instrumente de acoperire a acestor cheltuieli, dar nu să limitezi dreptul fundamental la libertate de exprimare. În asemenea condiții, eu nu prea pot găsi o logică juridică
juridică respectivă, hotărârea Curții Constituționale. În continuare, această hotărâre, eu presupun că va fi prezentată în continuare, fiindcă reamintesc că Exclusiv Media, deținătorul radiodifuzorul NTV, a denunțat respectiva lege la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și în condițiile date, noi vom prezenta respectiva hotărâre și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Colegi de platou. Domnule Mihăieș, pe lângă problema propriu-zisă a limbii, a mai existat și traducerea documentelor și actelor publice în această limbă. Și apropo, curtea a stabilit, din punctul meu de vedere, destul de corect că asta nu înseamnă că statul nu poate, prin anumite legi, să stabilească traducerea actelor în limba rusă sau în orice altă limbă. Nu e problema asta. Problema aici, și o să vedem că o să dezvolt o discuție foarte mare pe subiectul ăsta, anume pe statutul limbii ruse de limbă de comunicare interetnică. Nu e vorba aici de să folosească limba rusă în Parlament sau în primărie sau oriunde în alte părți dorește un organ public ca să fie adus actele. Nu e asta problema. Problema este că statutul de limbă de comunicare interetnică este superior undeva statutului limbii oficiale prevăzute în Constituție. Intră în contradicție cu Constituția. Și aici trebuie să fim foarte atenți când operăm cu noțiuni gen superioritate interetnică etc., etc. Pentru că în Uniunea Europeană și în Federația Rusă, dacă luăm Federația Rusă ca oponentă a Uniunii Europene, există noțiunea de limbă de stat sau limbă oficială. În Federația Rusă, limba rusă este singura limbă oficială, dacă vrem să ne raportăm la Federația Rusă. În Franța și în orice țară europeană există stat, iarăși limba oficială. Așa că limba oficială este un instrument al statului. Dar ideea cu poate statul să fie minorități? Problema minorităților se rezolvă prin câteva instrumente ale Consiliului Europei. Este Convenția Europeană privind minorități naționale, este, cum am mai spus, Convenția privind limbile minoritare și regionale. Trebuie să le adoptăm la nivel național, să le ratificăm în Parlament, pentru că, din punctul meu de vedere, e o greșeală cum s-a făcut lucrul ăsta. România și Ucraina au ratificat aceste convenții, dar costă niște bani, pentru că trebuie să plătești și pentru limba ucraineană, și pentru limba bulgară, și pentru limba găgăuză, și pentru limba rusă. Trebuie să ai niște cursuri, trebuie să ai niște bani în buget, trebuie să ai niște facultăți. Da, dar trebuie să facem pasul ăsta, pentru că altfel statutul limbii ruse nejustificat este, era unul mai superior ca alte limbi. Țin să vă atrag aici atenția că etnicii de care se denumesc ruși, Republica Moldova, care se recunosc ca etnie rusă, sunt 6%, conform celor două recensământe. Dar vorbitori de limba rusă? Vorbitori de limba rusă sunt având în vedere că avem o regiune complicată, Transnistria, este problemă să vorbească limba rusă? Eu, sau să comun și limba rusă? Vă răspund. Aici e foarte important să înțelegem o chestie. Trebuie limba rusă poate țara. Să fie limba regională acolo unde o cer cetățenii. În regiunea transnistreană, în Găgăuzia, în orice oraș dorește lucrul ăsta. Nu e problema asta. Domnul Mihăieș, nu deranjează limba, da. Pe dânșii deranjează pensiile smiși, șlefile smiși pleacă cu hotare. Pe limba deranjează nebunii ăștia care vin cu inițiative, care ei stem să nu-i aresteze. Să nu-i aresteze să plăti. De ce nu iese omul ăsta care a venit cu inițiativa că a furat miliardul? S-a furat un miliard, mai mult de un miliard. Uitați, asta e problema și mai mare. Dintr-un miliard construiești 1000 de grădiniți, probleme spitale de și așa mai departe. De exemplu, justiția sunt importante. Deși, dar nu trebuie să ne gândim. Uitați, dar el iese cu inițiative care să dezbine societatea. Și într-adevăr să dezbine societatea. Deși e că lor le trebuie acum valul ăsta de extremism, așa să-i spunem, pentru a îndrepta la toamnă spre alegerile astea parlamentare. Să nu uităm că în Ucraina sunt alegerile președintelui Poroșenko. Și ei vor regiunea asta să o explodeze. Am vrut să spun o chestie foarte importantă. Noi am avut, din păcate, tensiuni și inclusiv au murit oameni în 92. Tensiunile au pornit anume de la legea limbilor. Dar Ucraina, Crimea, nu s-o pornit și de la limbă. Și noi o experiență tristă în Republica Moldova. Deși nu trebuie de atins lucrurile. Și ca să nu repetăm tensionarea situației, noi nu trebuie să mergem pe calea de tensionare a situației. Noi trebuie să discutăm. Dacă va trebui legea asta, putem să o lăsăm la toamnă, putem să o lăsăm la viitorul parlament. Dumneavoastră vedeți că ies aruncă în sectorul ăsta public special? Juridic, nu știu dacă ești de acord cu colegul meu jurist cu asta, dar juridic, curtea a procedat corect. Legea care este din 89 nu mai este, nu a fost autorizată statul independent Republica Moldova, înțelegeți? Dacă să ne uităm juridic, Moldova este un genocid împotriva pensionarilor, care nu le ajunge pensii, să plătească comunalele,
Elementar, sau să mănânci. Este un genocid în momentul că... E genocid, dar genocid. Dacă omul nu are leacuri să le cuiască și el toată viața a lucrat pentru țara asta sau țara și Uniunea Sovietică și societatea dintr-o parte și guvernul nu trebuie să fie constructiv. Trebuie să ne așezăm în discuții. Guvernul nu e... Eu o să mă implic în discuțiile astea din Parlament, dacă o să fie creată comisie pe acolo. Sper că o să fie. Domnul Mihaieș, dar Peleu nu a încercat să obțină niște dividende politice? Știți ce Peleu? El a dat o un demers la curte și curtea a decis, nu Peleu a decis. Păi da, dar curtea nu putea decida altfel, pentru că legea din 89 nu mai poate să servească, azi, ca instrument de reglementare acestor lucruri. Domnul Gacevski, același punct de vedere? Da, deci dați să ne expunem asupra hotărârii curții constituționale referitoare la limbă, fiindcă nu am spus nimic. Vă rog. Deci, legea din 1989, într-adevăr, este o lege care a funcționat pe teritoriul Republicii Moldova și funcționează până astăzi. Ultima modificare a respectivei legi a avut loc în anul 2014. Curtea nu a declarat-o neconstituțională. Curtea a constatat că această lege este învechită, depășită de realitățile actuale, inclusiv pentru faptul că URSS-ul nu mai există, există doar Republica Moldova. O anumită logică a curții eu aș putea să o accept. În ceea ce privește faptul că nu mai există URSS-ul. Însă ceea ce privește desuetudinea hotărârii respective, eu sunt sceptic că desuetudinea respectivei legi. Eu sunt sceptic că respectiva lege este desuietă. Ea nu poate fi desuietă în condițiile în care ea este aplicată zi de zi de către Republica Moldova. Anumite extrase din respectiva lege sunt implementate deja prin alte legi, adică există o legătură sistemică între respectivele acte normative. Deci legea a dat, probabil, conține anumite norme, anumite prevederi de suete, ca, spre exemplu, trimiterea la RSSM, trimiterea la URSS, asta, da, aș fi de acord că acele norme sunt de suete, însă nu da. Legea în integritatea ta, în integritatea sa. Și hai să ne uităm care este esența respectivii legi. Legea dată este o lege cadru pentru funcționarea sistemului minorităților naționale pe teritoriul Republicii Moldova. Ea vine să implementeze și ea nu contravine nicicum prevederilor Constituției Republicii Moldova. De altfel însă și Curtea Constituțională constată în mod Domnule expres. Domnule Nagacevski, eu să vă rog să păstrați gândul, să țineți minte ceea ce ați dorit ca să ne spuneți. Avem legătura telefonică cu Alexandru Prisac, avocat, doctor conferențiar universitar în drept, pe care îl salut. Bună ziua, domnule Prisac! Bună ziua, domnul Dan! Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre limbă, discutăm despre decizia Curții Constituționale care a stabilit că limba rusă nu va mai avea statut de limbă de comunicare și vreau să aflu poziția dumneavoastră în calitate de avocat, dar și de cercetător în domeniul dreptului. Cum calificați această decizie? Cât de bine fondată este dânsa? După părerea mea, această hotărâre a Curții Constituționale a fost una motivată și menționez că nu este chiar așa cum se menționează poate în presă, că a dat un alt statut limbii ruse, dar s-a făcut o claritate în privința anumitor legi și anume, în privința legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Și curtea a constatat că această lege este una desuietă, adică este una veche și nu mai corespunde schimbărilor condițiilor sociale, economice și politice și domnule Prisac, dar spuneți... domnule Prisac, nu vă supărați, îmi spuneți, vă rog, ce se întâmplă din prisma drepturilor omului, pentru că aici vorbim și despre traducerea documentelor și actelor publice și în același context vorbim despre Republica Moldova ca o țară multietnică. Este corectă această viziune aruncată asupra hotărârii în alte curți? Sunt să mă întâlnesc că în motivarea hotărârii sale, Curtea Constituțională a menționat că prin acordarea unui statut special limbii ruse nu se afectează caracterul oficial al limbii române. Și aceasta deoarece în primul rând mai multe
denumiri de învățământ și legi, în primul rând, se denumesc în limba română. Și aceasta e prioritar. Și nici de cum afectează dreptul celorlalte minorități pe lângă deci dreptul altor persoane care vorbesc alte limbi atunci când limbii ruse este acordat un statut special. Domnule Pisac, dar prin această inițiativă Partidul Liberal nu a încercat să obțină dividende politice? Nu a fost undeva jocul politicului? Deci în cea mai mare parte sesizarea acestora a fost respinsă pentru că Curtea Constituțională a declarat inadmisibil captul de sesizare referitor la declararea neconstituțională a legii menționate mai sus, adică cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, deoarece Curtea Constituțională verifică doar acele legi care sunt în vigoare. Da. Dar deoarece nu este în vigoare, nu poate fi spus controlul constituționalității. Domnule Pisac, eu vă mulțumesc pentru această intervenție telefonică și pentru punctul de vedere exprimat. Vă așteptăm și în studioul Reflector Analitic. Revenim în studio. Domnule Nagachevski, vreau să vă continuați gândul enunțat un pic mai devreme și pe marginea celor auzite. Deci, chiar auzindu-o pe domnul Pisac, dacă să ne uităm peste esența hotărârii Curții Constituționale, într-adevăr, prin respectiva hotărârii, din contra, se întărește statutul limbii ruse pe teritoriul Republicii Moldova. De altfel, eu am să citez o frază. Curtea a subliniat acest fapt inclusiv prin prisma dispozițiilor cartei de la Paris pentru o nouă Europa, care prevăd că trebuie încurajată prețioasa contribuție a minorităților naționale în viața societăților noastre și că trebuie îmbunătățită în continuare situația acestora. În același timp, Curtea menționează că traducerea în limba rusă a actelor oficiale nu este o problemă și nu afectează prevederile constituționale. În același timp, în ceea ce privește de liberali și de sesizarea lui, lor, după mine, Curtea Constituțională, într-un mod sau altul, scuzată fie-mi expresia, dar și-au șters picioarele de acești liberali. Fiindcă ei menționează expres. Curtea a menționat că nu poate permite ca mecanismul constituțional de protecție a drepturilor fundamentale să le acorde oponenților parlamentari dezamăgiți de o anumită politică statală, care menționează că este conformă cu standardele internaționale în materie, obținerea unor victorii la Curtea Constituțională, victoria pe care nu o putea obține în forum electiv și democratic al țării. Adică Curtea le-a arătat locul în principiul liberalilor, explicând că nu trebuiește să vină cu sesizări politice la Curtea Constituțională. Problema cea mare este desuetudinea care a declarat-o Curtea Constituțională, sau mai bine zis, a constatat-o Curtea Constituțională. Până la urmă, asta este un rezumat. Eu nu știu. Da. Posibil că Curtea Constituțională, în hotărârea sa motivată, va explica că sunt desuiete doar normele care fac trimite la RSSM. Încă nu știm ce au constatat până la urmă. Toată legea pentru mine asta încă nu este previzibil în măsura în care eu nu am văzut hotărârea motivată. Din rezumat s-ar deduce că întreaga lege este desuietă. Însă dacă întreaga lege este desuietă, atunci și hotărârea Curții Constituționale și-a depășit logica juridică. Asta este opinia mea. Dar eu nu cred că Curtea nu înțelege situația asta și nu va reglementa în hotărârea motivată, anume reieșind din spiritul Constituției și va explica în mod clar că sunt desuiete anume normele care vizează RSSM, URSS și nu mai știu ce. Domnule Mihăieș, eu vreau să vă întreb. De fapt, fiecare guvernare, atunci când vine, ținând cont de doctrina pe care o are, de viziunile împărtășite, iau în ghilimele de rigoare, umblă la ceea ce se numește limbă. Când în Republica Moldova democrația își va spune cuvântul, vom ajunge toți unanim la un consens și vom încerca să depășim această stare. Domeniul ăsta e foarte sensibil și am avut și tensiuni care le-am adus aminte aici. Ca să nu se mai întâmple tensiuni de genul ăsta, trebuie să optăm pentru soluții europene, pentru soluții verificate, pentru consens. Trebuie să ascultăm toate părțile, să nu ne grăbim, să negociem. Aici trebuie, când am vedere cum să negociem, să înțelegem că fiecare etnie are interesul ei. O să vină bulgarii la masă de negociere, o să vină rușii, o să vină ucrainienii, o să vină găgăuzii, moldoromânii, că eu pe moldovenii și românii nu-i deosebesc, că două entități diferite.
Fiecare își va expune opinia. Moldovenia să vie, România stă la București. Nu, față pe Sfântul Chiesa, în Moldovenia, o parte de aici consideră români și nu pot să faci nimic cu chestia asta. Păi, eu mă consider și moldovean și români nu e o problemă. Pentru că Adrianu problema, bine, ok. Alegerile, da. Problema este următoare, că noi nu trebuie să mergem pe cale de extreme, da? Să ne apucăm acum să facem extreme, să abordăm 5 limbi de stat, cum propun unii, sau 3 limbi de stat, sau să ducem limba rusă în general în subsol. Limba rusă, sunt vorbitori mulți al limbii ruse în Republica, nimeni nu neagă chestia asta. În același timp, cei de etnie rusă sunt doar 6%. Trebuie să vedem foarte atent cum folosim limba rusă, în ce domenii se folosește astăzi. Dacă s-a stabilit deja anumite practici pozitive, trebuie continuate. În același timp, limba română trebuie să rămână singura limbă de stat, limba moldovenească sau română, spuneți cum vreți. Trebuie dezvoltată, trebuie să fie finanțări din partea statului ca să învețe minoritățile. Eu cunosc, apropo, în anii 90 foarte puțini minoritari vorbeau limba rusă. Acum, cel puțin ăștia tineri, vorbitori de limba rusă, nativi din familie rusofone, cam jumate vorbesc limba română, mai puțin sau mai mult. Domnule Mihaiș, dar ce facem cu sistemul educațional? Pentru că am niște date aici care ne vorbesc despre faptul că din 1990, spre exemplu, până în 94, au fost închise 39% din instituțiile cu ce se întâmplă? O parte dintre ele erau oficial create, pentru că fiind moldovenii români 80% acum fără Transnistria, în mod normal, dacă e practică europeană, 80% trebuie să fie în limba română sau moldovenească, 20% trebuie să fie în limba minorităților, din instituții superioare sau de învățământ. Dar nu era invers. Erau două treimi în limba rusă, o treime era în limba moldovenească. Eu m-am spus că la mine, în Chișinău, eu nu aveam unde să învăță limba moldovenească în natală. Sunt disperat, nu prea avem să le faci, în afară de câteva facultăți. Și astfel încât trebuie să existe un echilibru și aici, dar vreau să vă spun o chestie. Sunt țări care interzic în general limbile minoritare, cum e Franța sau Grecia. În Franța și Grecia... E o soluție? Nu este o soluție. De asta eu și spun că nu trebuie să luăm soluții radicale. În Franța și în Grecia nu există, statul nu dă niciun leu pentru limbile minoritare. Toți sunt francezi, toți sunt greci. Pe când noi, Republica Moldova, suntem mult mai avansați și mult mai democratici și mult mai liberali în sensul politicii lingvistice. La noi, statul plătește studii pentru minoritari. Noi avem facultăți în limba rusă la toate universitățile de stat. Dar dumneavoastră atestați o redresare a situației? Pentru că acum 10 ani în urmă, dacă ați fi mers cu transportul public și doreați ca să coborâți undeva, probabil în limba rusă vă întreba. Astăzi vă întreabă și în limba de stat. Limba de stat în Chișinău, începând cu 90, s-a dezvoltat foarte puternic. Da? Nu putem să spunem că... Dar trebuie să înțelegem o chestiune. Cei care vor să vorbească limba rusă, să o facă, dacă vrea să ducă în justiție, să vorbească în limba rusă, nicio problemă, dar trebuie să dăm un interpret. Dar nu putem să permitem ca administrația centrală să meargă în două limbi. N-are sens. Noi suntem 80% moldoveni români, majoritari aici în țara asta. Da. Nu vorba de altceva decât de o practică normală europeană. Dar problema care ridicați dumneavoastră în ceea ce privește traducerea în două limbi, română sau moldovenească și limba rusă, asta nu este problema în legea cu privire la funcționarea limbilor care a fost declarată de Suiet, dar se bazează pe politica statului. Statul decide să traducă sau nu, adică fiecare instituție de stat are discreția de decide și indiferent că este legea asta, că nu este legea asta, statul oricum are discreția de a decide. Deci noi un pic deplasăm pur și simplu discuția, pentru că după mine problema este că guvernarea este în Republica Moldova extrem de slabă, odată ce a ajuns la ideologie. Guvernarea, nefiind capabilă să convingă prin reforme cetățeanul că ei urmează să rămână în continuare la putere, au ajuns la ambla la limbă. De ce îmblă ei la limbă? De atâta că noi suntem în constat destul de slab în proces de formare. S-a dat exemplu Franței. În Franța nici nu se ridică problema limbii și nici nu poate fi ridicată, deoarece statul este deja format de secole și în condițiile în care el este format de secole, fiecare își cunoaște drepturile și obligațiile, fiecare cunoaște limba franceză, străinii vin, comunică liber în limba pe care o cunosc și nu este absolut nicio problemă de comunicare. La noi problema asta se ridică artificial, în speranța că vor provoca federația asta rușii și vor uni moldovenii în jurul guvernării, în speranța că vor mai strânge anumite voturi prin noiembrie. Domnule Pascal, haideți să vedem. Iată decizia Curții Constituționale. Se poate întâmpla să aibă efectul bumerangului? Întrebam acest lucru și pe domnul Mihaiș, în ce măsură fiecare guvernare încearcă să umble la limbă și să vadă dacă pot obține dividende politice în acest context.
Eu, văzând situațiile care se întâmplă în ultimii ani în Republica Moldova, observ câte ori delegația de la Partidul Democrat pleacă în Statele Unite și se întâlnește cu diferiți senatori, atâtea ori noi avem diferite surprize antiruse. Când a fost data precedentă în Statele Unite, au fost alungați câțiva ambasadori de aici de la noi. Acum vedem că se încearcă provocările cu limba rusă. Este așa un sentiment de a crede că oamenii ăștia când pleacă în Statele Unite, ei promit ceva ca să mai arunce câte o piatră încă în Moscova. Și eu cred că aceasta este într-adevăr o problemă pentru guvernarea moldovenească. Pentru că noi nu trebuie să interzicem, nimănui nu trebuie să interzicem, trebuie să facem condiții. Trebuie să facem condiții ca limba moldovenească să o cunoască foarte bine în Găgăuzia. Dar asta cum se face? Asta se dă un buget, asta se face niște biblioteci, aceasta se face să editează niște cărți. Dar cine a lipsit nouă să facem, iată, în acești 27 de ani? Nu, ne-a lipsit politici înțelepți la guvernare. Noi am avut tot felul de oameni bolnavi mental și tot felul de paranoici, care vedeți când ajung momentul și să-și justifice toate crimele lor împotriva acestui popor, asta furtul miliardul, migrația oamenilor, genocidul acesta îndreptat față de pensionari și mai departe, îi aruncă această temă foarte sensibilă la domnule noi, Pascaru, care este da. Limba. Republica Moldova a mai cunoscut un precedent, ați făcut referire la Stânga Nistrului. Am avut problema școlilor cu predare în limba română de acolo. Vedem că și populația majoritară se confruntă de fapt cu ceea ce se numește un trai fără mari divergențe în raport cu alte minorități. Din păcate, într-adevăr, în Uniunea Europeană, dacă sunt mai mulți de 20%... Noi trebuie să avem grijă de minorități, dar și de moldoveni și de limba moldovenească, pentru că... Domnul Mihaieș, noi nu trebuie să ne batem joc de dânșă. Nu trebuie, dar acum și spre mierți. E o bataie de joc. Nu, unde e bataie de joc? Să închid școlile în limba rusă de predare în limba rusă, să închid grădinițe de predare în limba rusă. Trebuie să fie corect. Noi vedem câte ziare avem noi de limba rusă. Sunt foarte multe, nu tare. Hai să-mi corect. Nu așa televiziune, de multe cât ar putea să fie. Nu pot să spun că nu sunt presă de limba rusă. Totuși, pentru noi civilizația rusă nu este atât un pericol, cum își cred oamenii ăștia care este... Nu trebuie să luptăm cu limba rusă, asta e mare greșeală. Nu trebuie să luptăm cu limba rusă. Trebuie să facem un echilibru între limba, între limbile vorbite, dar ucraineana. Dar limba ucraineană ce facem cu dânsa? Haideți să încercăm să lămurim partidului liberal. Că ei fac o greșeală cu inițiativa. Dar ce i-a lipsit iată Republicii Moldova ca să implementeze politici viabile? Ceea ce spunea domnul Mihaieș un pic mai devreme. O guvernare sănătoasă. Nu, pentru că din 2009, când a venit la guvernare, toți băieții ăștia pro-europeni, pro-americani. De când au venit băieții ăștia la guvernare, întotdeauna au încercat să găsească teme sensibile care să supere și să sfădească toți. Să sustragă atenția de la principalele probleme. Pentru că dacă țineți minte când s-au ridicat întrebările cu limba română, limba moldovenească, încercări prin Constituție să dea schimba, Curtea Constituțională, în momentul și ala s-a furat cu sașii de bani, miliardul din Banca de Economie. Și asta este într-adevăr o problemă, pentru că noi, moldovenii, din păcate, noi nu sancționăm clasa politică din Republica Moldova. Uitați-vă, de când s-a votat hotărârea și colectivă la guvern, când a fost prim-ministru Leancă și Maia Sandu, țineți minte, când s-au retras din fondurile de stat banii și pentru Banca de Economie. După asta au fost alegerile, oamenii i-au sancționat, nu i-au sancționat. Adică oamenii care au adus țara asta la așa un faliment, oamenii nu înțeleg că politicienii trebuie sancționați, nu mai trebuie să fie în politica moldovenească. Și este problema noastră, că noi credem politica asta așa, un curcubeu de asta așa colorat, că va trece cumva, asta nu atragem atenție, dar mâine pe mâine ne uităm în facturile care vin acasă, să ridică toate plățile astea comunale. Când ne uităm, pensia este mică, leafa este una mizeră și deși e moldovanul, e rucsac și o pleacă în Marea Britanie sau în Franța. Domnule Nagacevski, care pot fi efectele acestei decizii? Regia ne spune că avem aproximativ 5 minute la dispoziție fiecare pentru un cuvânt. Ideologia bazată pe opere de artă, pe legende, ea eșuează. Riscurile cele mai mari este că se destabilizează situația. Și Hitler, când a început război în Europa, nu s-a gândit că asta va duce la un genocid și la moartea în jur de 100 de milioane de oameni. Deci în Republica Moldova,
radicalizarea pe ideea identității națiunii ar putea să ducă la reizbucnirea unui conflict intern, ceea ce ar duce la decimarea populației Republicii Moldova, indiferent că e rus, că e un chinez, că este ucrainean, noi am putea să avem vărsări de sânge. De aceea trebuie să ne axăm pe reforme și să lăsăm limba în pace. Fiecare să vorbească liber în Republica Moldova, în limba pe care o cunoaște. Și fiecare rus trebuie să cunoască, și moldovean trebuie să cunoască limba moldovenească și nu cred că este o problemă. Problema este în aceea că guvernarea creează anumite aparențe că rușii, sau mai bine zis, limba rusă este atacată. Nu se poate. Nu se poate. Lăsați-i să trăiască în liniște. Odată ce ei, chiar dacă vorbesc limba rusă, dar ei sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Hai să-i lăsăm în pace. Reveniți la normalitate. Căutați soluții pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a populației și totul o să fie bine. Dar nu umblați la ideologie. Lăsați-ne în pace. Da, dumneavoastră vedeți probleme în ceea ce se numește comuniunea vorbitorilor de limbă rusă, a celor de limbă moldovenească? Deci, prin această... viața cotidiană? Deci, probleme nu există ca atare. Problemele încep a apărea în ultima perioadă, dar asta datorită politicilor statului de radicalizare a moldovenilor împotriva rușilor, rușii împotriva moldovenilor, românii împotriva moldovenilor, moldovenii împotriva românilor. Noi intrăm într-un colaps ideologic. Asta este inadmisibil. Asta va duce într-adevăr la o crăpătură și noi știm cum să o acoperim în cazul dat. Fiindcă fiecare stat eventual va veni să-și apere cetățenii săi, ruși, Federația Rusă rușii săi, românii săi. Unde ajungem noi? Da. Domnule Mihaiș, eu insist asupra unui fapt. Domnul Pascaru spunea, în timp ce există probleme mult mai stringente în societate, noi ne focusăm pe probleme artificiale, aș îndrăzni să le zic, sau probleme care sunt cu bătaie lungă. În condițiile Republicii Moldova, prioritar ar trebui să fie problema, nu știu, recuperării miliardului despre care făcea referire domnul Pascaru, sau totuși să punem punct asupra limbii vorbite și asupra raportului dintre aceste minorități? Uitează, care e situația? Vă rog. S-a pus preșul peste problema limbilor și toate guvernările au neglijat acest subiect. Trebuia create condiții, trebuia alocați bani bugetari și în Găgăuzia și în alte regiuni și la nord și chiar în Chișinău pentru a se învăța limba română și în 25 de ani n-ar mai fi existat problema asta. Minorități ar fi cunoscut limba română destul de suficient ca să fie un instrument limba pentru a accede în funcție, etc. În cazul dat Neceanu, noi am avut o conservare a situației din 89-91 și ne-am transportat-o la 27 de ani în prezent. Da, practic, dar în instituțiile de învățământ există limba română. Există, numai că se dau mită, se fac tot felul de tertipuri, copiii cam 10% învață, restul dau formal examenele. Există un mic progres, dar nu este suficient. Da, e și moldovenii mită suficient. Și moldovenii, nu dau moldovenii mită, zic, eu spun că se dă mită la lecțiile respective de limba română. Acum, problema are apărut din ce cauză? Pentru că Curtea Constituțională a declarat că aducă legea respectivă din 89. Da. Poate să așezăm din nou la masă și să facem o politică realistă. Privind limbile vorbite, Republica Moldova, da, eu sunt de acord că premiază problemele sociale. Dar dacă nu rezolvăm inteligent problema limbilor astăzi, cu restanța de 28 de ani, trebuie să... în primul rând trebuie să fie o soluție constituțională, în rândul doi trebuie să fie o soluție echitabilă. Și dacă o să găsim un consens în toate forțele importante din societate și sănătoasă, eu cred că problema o să dispară. Domnule Pascaru, domnul Mihaiș utiliza consens. În condițiile Republicii Moldova, acest lucru este real în viitorul imediat sau în viitorii 2-3 ani? Pentru că, ziceam cu diferite ocazii, poate pentru istorie nu este atât de mult, 27-30 de ani, pentru un om poate fi o jumătate de viață. De ce și este statul Republica Moldova ca să ducă o politică consecventă. Consecventă față de cetățenii săi? Și cetățenii aleg partidii care atrag atenție la problemele reale care sunt. Într-adevăr, noi trebuie să ne unim pentru a construi statul ăsta mai puternic. Să facem tot posibil să-l păstrăm, să păstrăm limba, cultura noastră, să păstrăm tot ce este a nostru moldovenesc și inclusiv asta nu înseamnă că noi trebuie să ne batem joc de toate popoarele, etniile care trăiesc cu noi de sute de ani. Ar fi un lucru bun ca guvernarea să ocupe cu aceste subiecte, nu partidele care au furat până acum, așa cum încearcă să-și aducă un credit de încredere în ei mai departe. Guvernarea, din păcate, este foarte pasivă.
Este foarte pasivă. Noi vedem că nu se hotăresc probleme, numai trec dintr-un scandal în altul. Este o guvernare care e de fapt statică, nu este o guvernare activă. Noi vedem că noi ne-am oprit undeva pe la jumate cu aceste reforme și noi nu le mai implementăm mai departe. Mai departe, noi căutăm iară ca strategie un dușman extern, da? Ca să-și mobilizeze electoratul său. Și noi vedem că dușmanul extern îl găsesc acum în fața Rusiei. Asta e foarte rău, că în un partid politic își găsește dușmanii aceștia extern. Mâine poi mâine să găsească alții și să spui că Europa le sunt dușmani. Alții să spui americani că sunt dușmani. Și uitați-vă, în loc ca să construiască această țară, să facă într-adevăr un popor fericit, că să nu fugă după hotare, dar ei se luptă cu umorile de vânt. Și da. Sunt mulți de ăștia oameni care sărașii, ei nu au mai văzut nimic mai dulce ca morcovul, știți, în politica asta și ei cred și duc și votează iară bolnăjori de ăștia. Și ăștia vin și în loc spui că se hotărească problemele, de le spune că vă încurcă limba așa îți încurcă. Domnul invitați, regene spune că depășim cu mult timp acordat emisii. Eu țin să vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru viziunile pe care le-ați exprimat. Vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, în numele întregii echipe, eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi. Pe curând!